Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. După mai bine de 2 ani de anunțat vești proaste la televizor, Raed Arafat vine în sfârșit și cu informații pozitive pentru români. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a anunțat în cadrul unei conferințe de presă susținută ieri după amiază că numărul infectărilor cu coronavirus este în scădere și că sunt discuții pentru relaxarea restricțiilor. Conform datelor existente la nivelul Consiliului Național pentru Combaterea Bolilor, la data de 10 februarie 2022, ora 10, în intervalul de 24 de ore au fost înregistrate 26.466 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2, cu 880 mai puțin decât în ziua anterioară. 3.176 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Gradul de pozitivare este de 30,21%. După greva sindicaliștilor din instituția prefectului, o nouă categorie de funcționari publici au anunțat proteste. De data aceasta a venit rândul secretarilor de primării. Protestul s-a desfășurat ieri în intervalul orar 9-11, odată cu greva funcționarilor din prefecturi. Ca și în cazul acestora, secretarii din primării au cerut respectarea prevederilor legii 153 din 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar și revocarea măsurii de înghețare a salariilor în sectorul bugetar pentru anul în curs, inclusiv indemnizațiilor demnitarilor din administrația publică locală. De asemenea, protestatarii au solicitat modificări în ceea ce privește raportarea veniturilor salariaților din administrația publică locală la indemnizația viceprimarilor sau vicepreședinților de consilii județene. Astfel, protestatarii au solicitat demararea negocierilor pentru înlocuirea sintagmei venituri cu salariul de bază sau încadrare, fie excluderea unor categorii de drepturi salariale de la limita impusă. Consiliul Local Vaslui a votat în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Comparativ cu ultimii ani, în 2022 este prevăzută cea mai mare sumă pentru investiții în valoare de 170 de milioane de lei. Una din dorințele vasluienilor este modernizarea infrastructurii rutiere. În total ar fi de reabilitat în oraș și suburbii 70 de kilometri de străzi. Consilierii tuturor partidelor au felicitat executivul pentru modul profesionist în care a fost întocmit bugetul. Un bărbat din Muntenii de Sus a comis în câteva minute aproape jumătate dintre infracțiunile la regimul rutier. Ies la iveală noi detalii în cazul accidentului produs zilele trecute pe raza comunei Muntenii de Sus, în urma căruia atât șoferul cât și pasagerul din dreapta au ajuns la spital. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, conducătorul auto nu avea permis de conducere și era beat în momentul evenimentului rutier. În plus, autoturismul care a ajuns cu roțile în sus după ce a lovit un cap de pod, nici măcar nu aparținea șoferului și a fost lăsat acestuia pentru a fi reparat. Clipe de groază, ieri după amiază în comuna Solești, acolo unde o fetiță în vârstă de doar 7 ani a fost accidentată grav pe drumul național 24 de o mașină care circula cu foarte mare viteză. Micuța stătea pe marginea drumului împreună cu bunica ei și aștepta să treacă mașinile pentru a putea traversa strada. Din imaginile video se vede cum la un moment dat bătrâna se uită în dreapta să se asigure, iar apoi pare să-i dea un brânci fetiței pentru a o ajuta să treacă mai repede pe partea cealaltă de drum. Nu se uită însă și în partea stângă, de unde un autoturism condus de o femeie din Tăcuta venea cu viteză. Impactul a fost atât de puternic încât fesul pe care copila îl avea pe cap a rămas în locul unde victima a fost lovită, deși aceasta a fost aruncată la câțiva zeci de metri distanță. Bunica nici nu a realizat pe moment ce s-a întâmplat cu nepoata ei și abia după câteva secunde a început să alerge spre ea foarte speriată. Inițial la fața locului s-a intervenit cu echipajul de terapie intensivă mobilă aparținând ISU Vaslui, însă date fiind rănile foarte grave suferite de fetiță, medicii au decis să solicite sprijinul unui elicopter SMURD care a transportat copila la un spital din Iași. Consilierii județeni vor dezbate un proiect de hotărâre privind efectuarea concediului de odihnă restant aferent anului 2021 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui în cursul anului 2022. Conform documentului, șefii CJ-ului mai au de luat următoarele zile de concediu. Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, 25 de zile lucrătoare de concediu de odihnă restant din anul 2021. Vicepreședintele CJ Vaslui, Dan Marian, 16 zile lucrătoare de concediu de odihnă. Vicepreședintele CJ Vaslui, Trifan Ciprian, 23 de zile lucrătoare de concediu de odihnă restant din anul 2021.
Zi cu ghinion pentru primarul municipiului Huș, Ioan Ciupilan. Acesta a accidentat o femeie de 38 de ani în zona unei treceri de pieton din zona stației Petrom. Femeia a vrut să traverseze, moment în care a fost luată pe sus de mașina condusă de primar. Spre norocul victimei, impactul nu a fost puternic. Aceasta s-a ales cu un cucui după ce a fost trântită cu capul de asfalt. Spaima trasă însă a fost pe măsură. Atât de speriată era în urma accidentului că nici nu voia să meargă la spital. Primarul a convins-o să urce în mașina lui și să meargă la compartimentul de primiri urgențe pentru a fi văzută totuși de medici. I-au fost făcute investigațiile necesare și s-a constatat că nu a suferit traumatisme. Primarul Ciupilan a declarat că femeia nu era chiar pe trecerea de pieton, ci la doi pași de aceasta și explică accidentul, spunând că ea a apărut brusc în față. Și victima spune că nu era chiar pe trecere, dar că mașina s-a oprit chiar unde începea zebra pe asfalt și a căzut în fața marcajelor. Primarul Hușului, Ioan Ciupilan, a declarat: "Nu este ușor pentru nimeni să se întâmple așa ceva. Care este șofer știe ce înseamnă să-ți sară cineva în fața mașinii." Ales în anul 2020, în funcția de consilier județean, Marius Arcăleanu nu a lăsat impresia, cel puțin până în prezent, că l-atrage în vreun fel acest post. Foarte tăcut în ședințe, cu luări de cuvânt care pot fi numărate pe degetele de la o mână, liberalul pare absent total de la dezbaterile care vizează problemele județului, impresie lăsată mai ales după activitatea de la Consiliul Local Vaslui, acolo unde era vârful de lance al grupului PNL, pe vremea când adversar politic îi era Vasile Pavel, fostul director de la Casa de Asigurări de Sănătate. Nu rata niciun moment să muște din socialdemocrați atitudine pe care votanții acestuia s-ar fi așteptat să o vadă și în prezent. Prin postările de pe rețelele de socializare, prin subiectele abordate în spațiul public, Arcăleanu pare ancorat încă în funcția de consilier local, iar dovadă sunt soluțiile propuse în ultimele luni la problemele cu care se confruntă municipiul Vaslui. Acesta a participat joi inclusiv la ședința de consiliu local, unde principalul subiect al discuțiilor a fost bugetul pe anul 2022. Conform graficului întocmit la nivel național cu privire la rata incidenței COVID-19, Vasluiul este județul cu cea mai mică valoare. Rata incidenței COVID-19 în ultimele 14 zile este de 6,91 la 1000 de locuitori, fiind plasat pe primul loc cu cea mai redusă rată. Cea mai mare rată este municipiul București, 36,09 la 1000 de locuitori, iar dintre județele cu cea mai mare rată incidenței o are Clujul, 29,39 la 1000 de locuitori. Situația epidemiologică la nivelul județului Vaslui, primită pe 10 februarie, arată, conform datelor oferite de Direcția de Sănătate Publică Vaslui, că în această săptămână rata incidenței cumulative s-a situat între 6,63 la 1000 de locuitori pe 7 februarie, iar pe 10 februarie era 6,91. În privința vaccinării, DSP Vaslui anunță că în ultimele 24 de ore au fost vaccinate 240 de persoane, dintre care 37 au primit doza 1, 81 au primit doza 2 și 122 de persoane doza 3. Numărul de vaccinări complete la copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 17 ani este de 3828, dintre care doar 10 vaccinări efectuate copiilor în ultimele 24 de ore. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.